decursul vieții mele, eu am fost la un partid în care am cunoscut, într-adevăr, un patriot. Să nu spui de Vadim. Dar de cine? Păi nu știu, te întreb. Vadim. Da? Care și în esența vieții lui, esența vieții lui era patriotismul. Mm-hmm. Nu viața lui. Nu. Viața celor mulți. Acum se întâmplă o mare nenorocire. Cine ajută pe cei mulți se duce la pușcărie. Bă, fii atent aici. Bă, mă repet și o mai spun. Vezi ce spui. Băi, ăsta... Ai grijă. Fii atent aici. Care a fost șeful partidului PSD, da. Dragnea. Da. Bă, ăsta la un moment dat, ăsta mi-a făcut mie foarte mult rău, îți dai seama că el cu Ponta m-au dat afară. Așa. N-are rost acum să vorbesc eu frumos de el, dar spun un adevăr. Mai bine scap să ai buzele decât să vorbești frumos. Da, da. Dar, bă, el ăsta și-a dat seama că noi suntem supuși comunității europene, de supuși, nu slugile. Oh, am mai spus. Supuși. Noi suntem supuși comunității europene. Ăia să ne jefuiască pe mai nimic și el a început să pună stop. Frână. Da. Cum a pus frână? S-a dus la pușcărie. Fii atent adică aici. Tu ce spui? Dacă ești patriot astăzi, te duci la pușcărie? Categoric. A. Pentru că așa a fost trendul. Păi să nu fim patrioti, că nu vrem să mergem la pușcărie. Așa a fost trendul de unde se dă lumină. Ai înțeles? Mare, câțiva miliardari care au umblat după bogății să se îmbogățească și mai mult, ai înțeles? Au făcut de așa natură ca noi noi n-aveam bani să cumpărăm o apă de asta minerală, iar ei veneau și cumpărau pământul țării pe nimic. Pe nimic, bogățiile țării deci, pe nimic. Adică ca să înțeleg, dacă ești patriot e o problemă? Da. Te duci spre Mititica? Fii atent aici. Da. Păi uitați că noi suntem singura țară după fața pământului cu protocoale de a băga, oameni la pușcărie nevinovați? Singura din lume am fost. Fii atent aici. Noi am fost jegmăniți de câteva țări europene. Ca în firme. Fii atent aici. Jegmăniți. Fii atent aici. Șantajați. Ne dai aia, aveți asta. Distrugeți industria, vă dăm asta. Nu, vă împrumutăm. Da. Că vă împrumutăm, da, noi suntem împrumutați atât. Dom'le, și ca să ne distrugă industria, ne-a dat bani să ne distrugă. Da, bine. Poți de topor sunt multe, în orice nație. Dom'le, fii atent aici. Nu, până n-am avut unul cu sânge în instalație, era să zic chiar o prostie acum. Până n-am avut unul păi, cu uite, sânge. Ai zis că a venit Dragnea. L-a băgat la pușcărie. Păi vine Simion. Îl bagă, ia. Eu o să-i spun. Toate că eu n-am vorbit. Am vorbit odată. M-am salutat, am venit la boschetărie acolo, la VTIS. Și am stat de vorbă. Ăsta a prins foarte bine în România. O să-i spun, bă, stai dracu în banca ta. Că, dacă nu vrei să ajungi la pușcărie. Da. Dom'le, trei lucruri. Ți-am spus să nu te pui niciodată și vă spun la toți. Cu presa. Uh-huh. Cu serviciile și cu puhoiul. Era să zic chiar asta. Și cu mulțimea. Dar stai să spun una. Cu tare. Mulțimea, fia. Cu da? Astea trei? Da, niciodată. N-a câștigat nimeni. Da. Nimeni! Dar hai să spun ceva. Am văzut pe Hodnius azi dimineață un sondaj în scop. Și deși am văzut și nu mi-a plăcut asta, s-a încercat degradarea protestului și a transportatorilor și a fermierilor la noi. Ascultă-mă puțin. Domne, că-s manipulați, că aia, dar mă gândeam, vezi, lumea mai înțeles, pentru că televiziunile, unele dintre ele, acum nu vorbim de toate, bineînțeles, unele mai înțeles, cum să spun, vezi, oamenii simt că lucrurile nu sunt în regulă și uite a fost sondajul, da? Făcut de Inscop. Și au întrebat, au dreptate, au cerut legitim fermierii noștri și transportatorii ce au cerut și cu toate manipulările, cu toate că au încercat să le murdărească protestul vieților, am râs mai înțeles, 93,6% din români au spus da, au avut dreptate. Vezi, lumea nu mai e proastă. Ne-amitică, ține minte ce spun, uite-te la mine. Va fi ce n-ai văzut în viața ta la vot anul ăsta. Vor fi niște surprize,
Mai înțeles? A, o să rămâi, o să-ți zboare șapca aia din cap. Da, da. Va fi un vot istoric. Pentru că oamenii ăia care sunt în bolul ăla de sticlă, tot cred că poporul e prost și ignoră și alea, lasă-mă că le băgăm pe gât. Nu mai e. Datorită sau din cauza social media, lumea a început să știe adevărul. M-ai înțeles? Bine, au făcut și greșeli. Nu se face. Nu, da, ne-amintică, asemenea greșeli nu se fac. 93,6% din români le-au dat dreptate bieților amărâți. Dar știi din ce cauză? A? Din cauza greșelilor unor miniștri. Da. Ia, ai văzut ministrul ăla al agriculturii? I-a înjurat pe aia, manipulațiilor. Bă, mă uitam. Eu aveam impresia. Stai să spun ceva. Băi, Ciolacu, demisia! Lua ăla, n-ai voie să vorbești așa cu oamenii. Nu contează că ți-ai ieșit porumbelul. Ascultă-mă, domn ministru, demisia. Nici Grindeanu nu trebuia să vorbească și Grindeanu, ce a vorbit. O prestație, dacă ascultă-mă, nemitică, prestație de oameni care cred că România e a lor. Nu, ei cred. Prestație, doar, nu mă așteptam. Eu credeam că Grindeanu e un om înțelept. Nu mă așteptam, a avut niște declarații atât de urâte și de obraznice Grindeanu la adresa bieților oameni și a bieților protestanți, arogante, încât am zis, bă, nu poate să fie Grindeanu, pentru că eu credeam că un tip echilibrat. Ei cred că e țara lor. O să vezi ce va fi la alegeri. Nu, ei ăștia, în general acoperiții. Nu știu cine e acoperiții. Da, acoperiții, eu nu vorbesc de el. Eu vorbesc în general acoperiții. Iau de exemplu, dacă i s-a întâmplat lui Dragnea aia, neapărat trebuie să trec în partea ilaltă, împotriva intereselor poporului, pentru că ea mă susțin. Ne-amitică, băi, fratele meu, trăiește aici? Sau... Ne-amitică o aroganță la acești conducători și, repet, eu nu mă așteptam la Grindeanu. Uite-te la mine, eu aveam o impresie foarte bună, de tip echilibrat. Eu îți mai deci spun a dat niște declarații. Știi cine a jucat? Scuză, doar te-a spus și am terminat. Deci niște declarații care m-au uluit prin aroganță, sau nu știu, poate era omul supărat, poate era supărat pe viață. Nu poți să vorbești așa de niște oameni. Și dacă tu crezi că ai dreptate, tu ești pus să ești pus de oameni să conduci pentru oameni. Fii atent ce spun acum. Nu poți. Prea mare dispreț față de România reală. Știi cine a jucat bine din puterea actuală? Știi sau nu? Nu. Îți spun eu. Ciucă. Impecabil. Impecabil că n-a vorbit. Nu, fii atent. N-a vorbit și au și câștigat câteva procente liberale. Paul Sănescu, chiar dacă au vrut să-l murdărească ăștia, nu, cel mai presa. Scuză-mă, lasă-mă să te laud. Așa. Ai zis Ciucă numărul 1. Ciucă a câștigat cel mai mult. Da, bineînțeles. Mai înțeles din toate astea. Stai să, băi, Ciucă... Grindeanu printre marii pierzători ai acestei Ciucă, grupe. Ciucă a repus PNL-ul au câștigat pe turnantă. 4-5%. Nu, a pus PNL-ul pe turnantă. Fii atent aici, acum. Așa, îți dau dreptate. Fii atent. Bă, o să râzi. Ciolacu chiar cu ce a făcut cu idioțenile astea care le-a făcut. Să nu mai spun ce le-a făcut, nu numai ăstora care au ieșit în stradă. Dar a ieșit totuși. Dar să știi că de Ciolacu mi-a plăcut cu pensiile. Fii atent aici. Uite, mi-a plăcut declarația, doar atât vreau să spun. Mi-a plăcut declarația cu pensiile lui Ciolacu și are dreptate când a răbunit. Băi, reilor, idioților, oamenii ăștia au construit România. Ce tot ne criticați că mărim pensiile? Le mărim de unde putem. Când nu mai fi, nu mai fi. A fost la o emisiune. Ascultă-mă ce spun. Ascultă-mă. Mi s-a părut o declarație a lui Ciolacu de om care încă e cu picioarele pe pământ, cu bun simț de român. Adică chiar are dreptate, că și eu îi văd pe la emisiuni. Bă, lăsați, bă, pensionarii în pace că au construit România. Stai să vezi că uit. Am fost la o emisiune sâmbătă la Realitatea TV. Și scria jos pe crol că măgarilor, nu știu cum a zis ăsta, măgarilor, uitați ce. Da, lăsați-i pe pensionari. Așa. Și jos scria că diferența este de 32 de ani între măi, animalule și măgarule. Și eu am spus, nu, e adevărat. Tu cum ăla? Nu. Diferența la măgar este de 32 de centimetri. Băi, fii atent. A leșinat toată lumea. Băi, când am ieșit din emisiune, domne, de unde Dumnezeu îți vin astea? Băi, fraților, suntem la show, mă. Dar realitatea, ce face realitatea? Că eu nu urmăresc așa, că pe partea sau dă Ciolacu.
E anti-Ciolacu? Sau nu, nu. Păi de ce a zis asta că măi animalele, măi măgarilor? Că l-a pus pe Ciolacu într-o ipostază urâtă cum ar veni. Cum le-a zis Iliescu, măi animalele, dar, dar el, dar atenție, Ciolacu le-a zis comentatorilor la TV, analiștilor, nu, n-a zis... Da, să știi că n-a vorbit, realitatea nu, nu-l lovește pe Ciolacu. Nu, în fin, și, nu-i treaba mea asta. Și, eu vă mai spun, și ăsta, Simion a jucat bine. Băi, a jucat bine, bă. Putea să o joace mai bine. Și eu spun la fel. Hai să spun părerea mea. A venit și i-a tăiat din elan doamna Șoșoac. Da. I-a tăiat puțin din elan, înțelegi? Da. Da, dar nu m-a dat pe spate. Dom'le, asta a fost o perioadă în care cel mai bine este să taci. Știi de ce vine iar doamna Firea pe turnantă puternic? Că a tăcut. Da, așa e în politică. Și l-a făcut și Papandele să tacă. Da, 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 așa e. Și da. Iar a venit. Iar vine. Apropo.